Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Începe Start Alert! Copiii Centrului Sfântul Stelian, din cadrul Fundației Bucuria Ajutorului, filiala Urlați, care oferă servicii de tip after school pentru 30 de copii din familii cu dificultăți financiare, au avut parte de o surpriză. Au fost vizitați de un grup de studenți și profesori de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești. În schimbul unor îmbrățișări, cei mici au primit daruri și sfaturi de viață. Copiii le-au cântat și colinde vizitatorilor. Da, ne-am bucurat din nou de prezența studenților împreună cu cadrele didactice, cu profesorii universitari din cadrul Facultății de Științe și Litere UPG Ploiești. Îi considerăm ca și prietenii noștri pentru că ei au mai venit pe la noi și am desfășurat diferite activități. Totodată, Fundația Bucuria Ajutorului Urlați are și un parteneriat cu această facultate prin care studenții vin și fac practică, învață să devină viitori pedagogi sau profesori învățători. Astăzi însă s-a încheiat acest proiect al lor minunat prin care studenții, după ce au confecționat diferite podoabe de Crăciun pe care le-au valorificat într-un târg de Crăciun, suma a fost oferită fundației pentru a susține activitățile social-filantropice pe care le desfășoară. Scopul activității noastre fiind prevenirea abandonului școlar pentru copii aflați în dificultate din orașul Urlați. Noi suntem de la universitate și voi o să fiți studenți când veți fi mari, nu? Da. O să învățați bine? Da. Și acum aici învățați, vă ajută doamna și învățați, nu? Da. E foarte important, e foarte important să învățăm, să știm foarte multe lucruri. Și ele sunt studentele noastre și împreună cu profesorii lor s-au gândit să vă facem o surpriză, o mică surpriză, da? Și doamnele profesoare și studentele au confecționat ornamente pentru pom, diverse lucruri și toate aceste lucruri se transformă așa în daruri pentru voi. Și m-am întâlnit cu niște spiriduși. Și au zis că ei v-au observat și au văzut că ați fost cu mințări. Și mi-a lăsat ceva așa în această sacoșică și v-aș ruga că sunt și eu bătrână și mă dorșare. Dacă vreți să veniți așa pe rând, vreau o îmbrățișare, dar puternică, puternică și vedem ce găsim aici în plăsuță. Da? Vrei să vii? Hai, vină, frași! Așa, că vremea mea de mijloc, știi cum trece? Trecem mai cu îmbrățișări. Asta aici, aici. Ia să vedem, ține-mă de mână, ca să am putere, da? Ia să vedem, ce scot eu de aici? Oh, este greu. Ia să vedem. Ce faci? Uite așa, ceva dulce și ai aici un fulg de nea. De câte ori o să te simți tu așa un pic mai tristă, să te gândești că acest fulg este magic. Da? Și spui o dorință, dar trebuie să crezi în ea. Da. Ca să se împlinească. Da? Bine. Poftim. Și mai dai o îmbrățișare? Mulțumesc! Ne-am gândit în primul rând că facultatea nu este numai despre cursuri și despre seminare, ci facultatea reprezintă și ce putem noi să dăm comunității și lucrurile acestea trebuie exersate, pentru că așa cum spuneau și filozofii, degeaba spunem că avem o valoare dacă nu și exersăm. Și ne-am gândit să le aducem un zâmbet, noi avem o colaborare foarte frumoasă cu Ligia, motiv pentru care le-am oferit niște ghetuțe care au fost confecționate chiar de studentele noastre, adică nu a fost un fel de a veni, a le oferi cadouri și de a pleca, ci am vrut să petrecem timp împreună cu acești copii minunați. Și ați primit foarte multe îmbrățișări. A, da, păi, pe principiu, să simtă și ei apropierea, că da, oferim acel cadou,
dar parcă rămâne ceva rece și ca să aducem acea căldură, ar trebui să existe acel schimb, pentru că noi devenim mai buni atunci când ne luăm în brațe, parcă uităm de această răceală sau lipsă de apropiere. Și întotdeauna, poate și noi obosiți, după epuizați, după atâtea activități, cred că avem nevoie și noi să ne încărcăm sufletul, iar copilul care este cel mai pur și inocent ne poate oferi acest lucru. Întâlnirea cu copiii reprezintă și pentru noi un moment de maximă bucurie și de maximă împlinire. Misiunea noastră se completează cu astfel de activități în care studentele noastre, viitoare, învățătoare, educatoare, văd aici ce înseamnă dăruirea, ce înseamnă iubirea față de copii și iubirea față de profesie. Le-ați vorbit celor mici și despre momentul în care vor ajunge ei studenți? Desigur. Este o proiecție și este foarte important. Asta este și mesajul nostru, să învețe și să se facă mari oameni buni, oameni care învață și care merg la școală. Îi așteptăm. Au nevoie de o facultate? Evident. Având în vedere mai ales și condițiile din care provin ei. Cu atât mai mult. Educația este absolut necesară. Visele sărbători, cea mai arasă și până zori de zi, plină de colindători, dar de flori, relui rel, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt, dar de flori, relui rel, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt și deasupra tuturor dintre magilor vrea să cânte ceva. Micul Iisus stăjar, dar se face iar, a ieșit în avansar, dar de flori, relui rel, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Da. De la colega mea, Anda Constantin, aflăm ce ne prezic astrele. Bună dimineața, haideți să vedem împreună ce ne rezervă astrele. Berbec, fă curățenie în cercul de prieteni. Sunt câteva persoane ce își urmăresc interesul, chiar dacă asta înseamnă să îți facă ție rău. Ar fi cazul să îi îndepărtezi înainte de a avea de suferit. Taur. Ești foarte sincer și spui cam tot timpul ceea ce crezi. Asta este necesar să păstrezi pentru tine propriile opinii, pentru că nu sunt ca ale majorității și poți intra într-un conflict ce va avea urmări neplăcute la birou. Gemeni. Ai nevoie de o stimulare deoarece în ultima vreme te-ai plafonat. Rutina te-a făcut să nu mai simți nevoia de altceva în afară de muncă și casă. Prietenii au pus la cale un plan pentru a te face să fii iar așa cum erai acum ceva timp. Rac. Pe la muncă nu se anunță nimic deosebit, însă nu la fel stau lucrurile și acasă, unde partenerul de viață pregătește ceva inedit. Poți fi implicat în mai multe petreceri. Leu. Te simți foarte apropiat de cineva și vrei să îi demonstrezi asta, așa că astăzi te apuci de făcut planuri. Astrele sunt de partea ta, asta înseamnă că o să ai parte de o reușită. Fecioară. Nu suporți ideea de a-ți asuma meritele altei persoane și încerci să faci ceea ce trebuie pentru ca șefii să știe pe cine trebuie să felicite. O să fii apropiat și apreciat cu sinceritate de prietenii tăi. Balanță. Va fi o zi extrem de obositoare, nu te aștepta ca pe seară să fii capabil să onorezi toate invitațiile primite. Dacă le dai curs, o să fie epuizat mâine. Scorpion.
Te grăbești și nu ai răbdare să asculți tot ceea ce au de spus cei din jur. Ți-ar prinde bine să înveți că nu ești singur pe lume și că este nevoie să lucrezi în echipă ca să ai succes. Săgetător, primești câteva informații pe care, dacă știi cum să le folosești, îți vor da mare ajutor pe viitor. Ești optimist legat de șansele în care îți sunt oferite. Capricorn, trebuie să eviți discuțiile în contradictoriu, cel puțin în primele ore ale dimineții. Vei fi tensionat și risc să spui ceva deranjant la nervi. Vărsător, ești încrezător în propriile forțe și chiar dacă cineva îți spune să începi ceea ce ai în plan, nu vrei să-i asculți sfatul și îți vezi de treburile tale. Pești, ți se deschid câteva uși și greu este să ții pasul cu ele. Nu uita că ai sprijin din partea partenerului de viață. Spre seară o să fie o seară liniștită. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-a rezervat astăzi astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Colegii mei Bubanu și Pali comentează acum cele mai noi subiecte din presă. Începe COFI TNT. Bună dimineața! Vă salută Bubanu și Pali! Bună dimineața! Ia să vedem veștile de astăzi din Buzău, din Dâmbovița, din Prahova. Cum sunt ele? Bune sau nebune? Da, frumoase, în primul rând, o să avem niște poze absolut superbe pe care o să le vedem împreună. Hai să începem cu drept. Da. Foto, ia uite, ăsta e titlul din șansanews.ro, prima dată mergem la Buzău, așadar, cum și unde să realizezi cele mai instagramabile fotografii în Buzău? Câteva trucuri dezvăluite de un pasionat de fotografie. Spune cele mai frumoase sau... Fotografii, că da. Înainte așa era, cine era pasionat de fotografie, făcea fotografie, nu? Acum mai faci Insta. Acum nu faci nimic dacă nu pui pe Insta? Ben, cam asta e, nu? La ce te mai apuci? Deci oamenii acum nu-și mai fac poze, selfie și nursuri cu astea dacă nu pun pe Insta, nu? Normal, dar nu te mai apuci. Bun, luna decembrie, se scrie în articolul de pe Șansa News, prima lună de iarnă este una extrem de ofertantă pentru pasionații de fotografie. Bine, nu că sezonul de toamnă nu ar fi, sau de primăvară, de ce nu chiar și vara, da? Fie că vor să imortalizeze peisaje de vis cu brazi acoperiți de zăpadă, fotografii numai bune pentru a obține cât mai multe aprecieri, iată, pe rețelele de socializare. Asta e scopul. Normal. Bun. Fie că vor să realizeze o fotografie cu cei dragi, într-un loc cu luminițe de Crăciun care oferă un decor perfect, această perioadă este cea mai potrivită. Bun, uite, e un nene, Radu, un pasionat de fotografie și călătorie, cel care oferă urmăritorilor săi fotografii uimitoare, să zicem așa, da? Da. Cu locuri mirifice din județul Buzău și din împrejurimi, el ne dă câteva sfaturi de-astea despre cum să realizezi cele mai instagramabile fotografii. Ia hai, domne, să vede, că suntem chiar curioși. Mai ales că eu n-am Instagram, n-am Facebook, n-am Twitter, n-am nimic. N-am. Vreau să fac și niște poze de-astea instagramabile. Da, pe de o parte, în această perioadă, în orașe, cele mai bune fotografii pot fi realizate seara, în zonele împodobite cu luminițele de sărbători. Asta nu trebuia să vină nenea Radu, fotograf, profesionist, să spună. Da? E logic că dacă vrei să vezi luminițe, trebuie să le vezi noaptea, că ele nu se aprind ziua. Și chiar dacă sunt aprinse ziua, nu au același impact ca noaptea. Da? Bun. Asta o știu și cățelușii ăștia, de mai umblă printre, acolo, prin parcul, da? Printre brazi iluminați. În orașe, în această perioadă, nefiind strat de zăpadă, cele mai frumoase fotografii se pot face doar seara sau noaptea. Da. Dar eu mă abțineam de la sfaturi de astea. Deci, da, bătă pastea la rumă, s-au cerut și le dă omul, dacă asta. Dar așa acolo... e normal, nu trebuie să-i zici cuiva, ce să spui, e ca și cum ți-a zice ție când se sete să bei apă. Păi dacă nu zicea nu bei? Unii domnul meu, nu mi-e sete, apă. Dar mă rog, vezi, uite, și poate fi un sfat, domnule, mai da, domnule, și apă că ți-e sete. Cu un telefon bun, o cameră sau o dronă, se pot face fotografii minunate, spune domnul Radu, de la înălțime sau de jos. În general, pentru fotografia de noapte ar trebui și un aparat bun, dacă vrei o fotografie de calitate. Uite, un alt sfat, da, pe care probabil... Asta mă pregăteam eu să spun, așa, că trebuia domnul Radu să înceapă cu sfatul ăsta. Băi băieți, băgați bine mâna în buzunare. Dacă n-ai scule, nu faci nimic. Da? Cât ai face tu de fotografia vieții, dacă n-ai scule, corect, nu se vede ceea ce vrei tu, să cât de cât să ai șansa aia să pui o poză într-adevăr ca toată lumea pe Instagram să zică wow. Și dau și eu un sfat că nu sunt profesionist, tati, nu încercați cu telefon. Bă, ori și ele acolo cum ori și sunt telefoane foarte bune, că tehnica n-a ajuns la un nivel uluitor, dar dacă vorbim de fotografie la modul serios, pentru că omul ăsta care dă sfaturi e un fotograf profesionist, e atunci
Trebuia să spun așa, cumpărați-vă scule, dar alea costă ca dracu. Asta e. Care sunt cele mai potrivite locuri din județ? Ia să vedem, bineînțeles, face referire la Buzău. Ca și destinații pe timp de iarnă, în județul Buzău avem vârful Penteleu, unde avem un traseu de picior, dar și auto doar 4x4. Aici avem peisaje superbe, dar traseul necesită mașină 4x4 sau pe jos undeva un traseu de 10 km. Avem și masivul Ivănețu, aproape de Lopătar sau Plaiul Nicului. Avem câteva puncte superbe, ăsta Nucului, pardon, Nicule, scuze. Avem câteva puncte superbe, cum ar fi Piatra Mort. Aici nu avem diacritice, citim exact, eu n-am auzit de asta, pentru că știu locurile alea. Da. Mortatului. N-am auzit de asta. Da, și știu locurile alea pe acolo. Care se vede de aici, zice Radu. Satul Ploștina se vede tot în această zonă. Avem drumul județean 203K, da? Cel care leagă Lopătariu de Gura Teghii. Un drum spectaculos pe parcursul căruia se găsesc peisaje superbe. Este un drum de care nu am mai vorbit, dacă mi-aduc bine aminte în rubricuță. O altă destinație ar fi Comuna Bisoca, cea mai îndrăgită de mine, spune Radu, pe care am filmat-o și fotografiat-o pe toate părțile, cu satul Pleș sau Recea. Aici găsim lacul Limpede, unde în sezonul de iarnă poți surprinde în fotografie lacul, un copac cu ceață care dă cel mai bine la aceste poze. Detalii. În Comuna Mânzălești se găsește un traseu care poate duce la satul Buștea, unde avem un punct de belvedere asupra platoului Meledic. Aici este și un sfinx, undeva la poalele unui munte, tot în zona Mânzălești-Bisoca. Putem alege și drumul forestier Martinul sau Casele Bisocii, e și o cascadă acolo, se poate merge pe Valea Râmnicului, unde avem peisaje superbe. Vezi mai ușor cu sfinxul, că dacă te aude aia din Dâmbovița, încearcă să-l ia și poate. Hai să vedem și noi câteva poze făcute de Radu. Pozele sunt... Și într-adevăr, când se vede, nu numai când ai mână, ochi, se vede și când ai scule. Da. Uite-o pe asta, de exemplu. Super. Da? Super. Tablou. Exact, tablou. Da. Ce sunt? Bine, ele sunt aici într-o rezoluție, clar, mai mică decât ceea ce a făcut el acolo. Poveste. Oi. Poveste, Frozen. Ăla e un drum, da, vezi? Ăla e un drum. Da. Un drum acolo ascuns. Bine, aici e un drum. De împărăția pădurilor. Frumos. Și aici este o mănăstire. Este o mănăstire, da. Ce frumos. Uite cât te uiți așa cu ochii din unghiul ăsta de unde ai filmat. N-are vecini. Asta e visul meu. Așa vreau eu o casă, fără vecini. Da? Aude, super. Se aude liniștea din post. Excelent. Da. Se mai aud vulpile, lupii, urșii. Uite-l și pe ăsta. Minunăție. Și cu lacul ăla jos acolo, în fundal. Absolut super. Uite o poză. N-ai ce să-i faci cu telefonul ăla, că n-ai cum să-l faci, da? Da? Asta e încă... Probabil că e același drum pe care l-am văzut în prima poză, dar văzut undeva în zona Bisoca, da? Da. Astea sunt pozele făcute undeva în zona Bisoca. Și o poză mai de la nivelul solului, așa, de la drum. Absolut superb. Pe lângă peisajele minunate, da, de le-am văzut pentru o fotografie de iarnă reușită, este nevoie și de multă pasiune, mai zice Radu, dar și de cunoașterea unor secrete legate de modul în care trebuie realizată încadrarea obiectivelor, precum și utilizarea unor aparate performante. Păi, Radu, după cum știi și tu așa, și mulți dintre noi, dacă vrei să faci fotografie la un anumit nivel, nu te bazezi doar pe talent. Să zicem că ai tu un talent așa, născut, știi? Te duci la niște cursuri, plătești, deci alți bani, altă distracție. Și cursurile alea, împreună cu talentul tău născut, nu pot fi puse în valoare fără niște scule performante. Da, da, bine, talentul născut, talentul născut, e că doar nu e, dacă e dobândit, nu-i talent, e altceva. În fotografie, spune Radu, trebuie să fie multă pasiune. De acord. Dar pentru o fotografie de iarnă și pentru fotografii în general, pentru fotografii în general, trucul cel mai bun este un aparat foto cu zoom și să surprindem o fotografie pe care urmăm, să o facem, un drum. Asta am văzut că e cel mai bine. Deci drumuri am văzut poze, exemplu, da? Dar un copac, cu cât îl aduci mai aproape, cu atât e mai fascinant. Bravo! Bravo! Am văzut niște imagini foarte frumoase. Eu zic că așa se începe o zi, da? Să uite, urmezi, să vezi niște poze de-astea, să înțelegi natura, să vibrezi, să te închipui pe acolo, sorbi într-o cafeluță și începi ziua bine, frate. Da? Nu-i bine așa, colegul? Bă, cum să nu? Și atunci ești declanșator. Bun. Și acum nucleara, banca, Moșcăciun. Va sosi la Târgoviște în data de 15 septembrie, ora 17.30, adică astăzi. Atenție, dâmbovițeni, oameni, copii, mari și mici din Târgoviște, moșul vine azi. Moș Crăciun și colindătorii, cine scrie asta, dâmbovițapres.ro. Moș Crăciun și colindătorii, așteptați într-un decor de poveste la primăria Târgoviște.
Da. Foarte frumos. Da, altfel se mai spune în articol, luna decembrie dedicată copiilor. Administrația locală a pregătit multe surprize în toată această perioadă. Moș Crăciun, da, main eventul, personajul principal, va sosi la Târgoviște în data de 15, da? Astăzi, la ora 17.30, cu tot alaiul său de spiriduși, acompaniat de fanfară, deci are intrare ca Mihai Viteazul la voie. Așa și se va deplasa pe traseul teatrului Toni Mulandra, Bulevardul Regele Carol I, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Calea Domnească, Bulevardul Libertății, Piața Tricolorului. Dar puțin că asta este o paradă în toată regula a lui Moș Crăciun și spiridușii lui. A, și va sta 3 zile, da? Deci 3 zile îl puteți găsi pe traseul ăsta în Târgoviște. În aceste zile, 3 la număr, bineînțeles, el împărțind mii de daruri copiilor cu minți. În scrierile celor mici, e cum scrie aici, pentru întâlnirea cu Moș Crăciun se fac în zilele de 15, 16 și 17. Adică, na, cât stă Moș Crăciun, când azi începe, cât stă Moș Crăciun, vă puteți înscrie. Copiii trebuie să înscrie. Dar atenție! O puteți face începând cu ora 16 și doar la scena din Piața Tricolorului. Ok. Bun. Concertele de colinde, mire de daruri care vor fi împărțite celor mici, spectacole pentru copii, reprezintă doar câteva dintre evenimentele care vor aduce Târgoviște atmosfera de bază a sărbătorilor de iarnă, mă, și transpun acolo. Frumos, bravo, foarte frumos. Aplaudăm, da? Corect. Aplaudăm ceea ce se întâmplă în primăria din Târgoviște. Noi nu suntem grinși, că avem o grămadă de grinși, din păcate, prin Ploiești, care orice ar face primăria Ploieștiului, ăștia dau unii. Da? Au ei niște comenzi așa de făcut. Am zis să fiu mai bun. Au primit și ei niște comenzi și trebuie să le... Casa de comenzi. Da, casa de comenzi. Bun. Hai să mergem în Prahova cu observatorul ph.ro. Rămânem în atmosfera asta minunată, cu oameni frumoși, cu Moș Crăciun, cu spiriduși, cu copii cu minți, cu daruri împărțite și așa mai departe. Acces pe bază de dulciuri la concertul caritabil organizat de bikerii de la Happy Street Brotherhood Câmpina, scrie observatorul PH. Ca urmă interesant pentru... Pentru bikeri? Da, pentru un club de bikeri. Da. Pentru un club de bikeri dau un nume total nepotrivit. Nu interesant. Happy Street Brotherhood Câmpina. Păi ăștia bikeri sunt cu dragi, cu morți, cu dăștia, cu... Așa au pe ei, fel de fel, de alea, peciurile alea, ai văzut că da. Dar știi ce cred? O să vedem, cred că nu sunt MC. Da? Okay. Deci nu cred că este un motorcycle club. Da. E altceva, dar hai să vedem, oricât. Ce se scrie în articol aici? Membrii ai clubului de motocicliști Happy Street Brotherhood Câmpina organizează Christmas Charity Party. Frumos! Unde accesul se va face pe bază de dulciuri care vor fi donate copiilor proveniți din familii nevoiașe. Bravo, jos pălării. Foarte frumos. Da. Fioroșii, cu ghilimele de rigoare, de la Happy Street Brotherhood. Fioroșii de la Happy. Turează motoarele și își dau mâna pentru a organiza un alt eveniment caritabil. Asta după ce bikerii au strâns donații pentru refugiații din Ucraina. Uite, ce frumos. Păi de-aia se numesc ei Happy. Da, ai văzut, ce frumos. Pentru... Da. Or fi dat și pentru naufragiații ăștia, refugiații din Ucraina, ăia care au off-road-urile alea, 4x4-urile alea, 8x8, cred că sunt mașinile alea, de-au venit cu ele? Pentru că am văzut refugiați din Ucraina cu niște mașini de nici Biden. Biden, dacă s-ar uita la ele, ar curge un pic de băluț aici. Ar pofti un pic la mașinile alea. Îi curge oricum. De poftă. Da? În afară de a împărți donații pentru refugiații din Ucraina, au ajutat și o familie din Comani. De aici, da. Rămasă fără acoperiș deasupra capului, din păcate, în urma unui incendiu violent. Da, foarte frumos. Ia să vedem ce au transmis bikerii. Haideți să facem copiii fericiți, să le dăruim din suflet dulciuri de la Moș Crăciun. Da? Pentru asta, Happy Street Brotherhood MF. Vezi? Deci nu cred că e MC. Nu e MC, da. MF s-ar putea să fie de la Foundation, habar nu am, nu știu. Da, normal. Motorcycle Foundation, ceea de genul ăsta. Organizează un Christmas Charity Party unde vă invită să vă distrați și să donați dulciuri pentru ei, pentru copii. Va fi o petrecere cu colinde cântate de copii și muzică folk live. Frumos, vă așteptăm să fim împreună, să facem o faptă bună, au transmis băieții de la Happy Street Brotherhood. Hai să mai spunem că acest eveniment caritabil va avea loc pe 16 decembrie, mâine. De la ora 20 la Clubhouse HSB. Da, prescurtarea lor. Happy Street Brotherhood Câmpina. Da. Hai să vedem și afișul evenimentului. Arată frumos. Da, este. E frumos acolo, da?
cu sâmbătă scrie Mare Charity Christmas Charity Party, locația Clubhouse Happy Street Brotherhood din strada Fabricii numărul 21 Câmpina, de la ora 8, folk live și colinde, accesul pe bază de dulciuri ce vor fi donate. Ăsta este afișul. Sunt sigur că da, moșul este pe, da, motocicletă, ce să mai. Are și un ren în spate, că renul a zis, moșule, ia mai du-mă și tu pe mine. Ia să mai întoarce roata. Da, da. Mai du-mă și tu pe mine, că tot te-am dus până acum. Bun, bine, acolo, asta e, ei au scos, au făcut poza asta, probabil că au lucrat-o, nu știu ce programe, că de obicei, da, pe o astfel de motocicletă, indiferent cine stă, că e moșul, că e un spiriduș, că e grinch, că e un biker în piele sau așa, în spate acolo, dacă e ocupat locul ăla, e ocupat de o domniță întotdeauna, care e foarte bine la carcasă. Ei au scos domnița aia și pac, l-au băgat pe peren, l-au pus pe Rudolf. Bravo, va fi o atmosferă, dar încă o dată spunem cu siguranță absolut minunată, vă încurajăm să luați parte la un astfel de eveniment. Cam atât pentru dimineața asta. Turăm motoarele și ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, da. Pa. Doamnelor și domnilor, Start Alert a ajuns la final. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!